sezonul rece aduce cu el o serie de modificări în ceea ce privește îngrijirea și comportamentul plantelor din ghiveci. Fie că le ții pe terasă, la balcon sau în apartament, ele au nevoie de o atenție sporită pentru a crește frumos și sănătos. Poziționarea plantelor este foarte importantă în anotimpul rece. Le puteți muta din balcon sau de pe terasă într-un spațiu ceva mai călduros. Pe sezonul rece noi trebuie să mutăm absolut în mare, cât de posibil aproape de lumină. De lumină și mai ales de factorul direct, lumină, soarele. Deci mutăm plantele aproape de geam, dar este nevoie să atragem atenție dacă nu este radiatorul care în sezonul rece începe să lucreze, respectiv dacă aveți un pervaz sau cumva să fie aliniate plantele în modul dat ca să fie și lumină, dar să fie exclus și aerul super uscat și cald de la radiator. În anotimpul răgoros, udarea plantelor trebuie să fie treptată. Este nevoie să respectăm și să le pregătim pentru ciclul de udare un pic mai diferit, pentru că iarna și începând cu toamnă-iarnă, umiditatea sporește, respectiv și udarea plantelor este nevoie de redus, pentru că apa din pământ se evaporă mai greu și respectiv dacă planta este udată o dată în săptămână, noi revenim la ea deja udată în 10 zile. Și această pregătire este nevoie de făcut treptat. De asemenea, puteți pulveriza frunzele pentru a evita deshidratarea. Dacă este nevoie, noi putem să nu adăugăm apă la rădăcină, dar noi pulverizăm planta un pic mai des. Deci găsim un alt trick în care să administrăm apa corect la plantă. În această perioadă, aplicarea de fertilizator se face din ce în ce mai rar. Pe perioada rece a anului, cât ele intră în hibernare, noi excludem îngrășământul pentru că să nu fie un boost și un stres aparte pentru planta. Asta poate să o stresează și să nu-i facă ceva, să nu-i aducă niciun beneficiu. Este recomandat să excludem la maxim transplantarea plantelor. Perioada de adaptare, care de fapt este o lună în perioada caldă, poate să streseze planta și poate în general să nu se prindă, de fapt, dar să nu fie atât de pretențioasă. Deci, dacă este nevoie concret de schimbat planta, noi atunci o replantăm. Aveți grijă ca mediul în care țineți plantele să nu fie supraîncălzit ziua sau noaptea. Mai mult decât atât, asigurați-vă că aerisiți spațiul din când în când, oricât de rece ar fi aerul de afară. Nu ne facem griji că dacă creșterea plantelor este mult mai lentă în sezonul rece, pentru că asta este normal. Ele intră în perioada de hibernare, unii își fac griji că ficusul care poate să dea o frunză nouă sau un bananier care dă o frunză nouă odată la 2-3 săptămâni vara. Așteptările sunt diferite și începe și fertilizarea, începe udarea în exces și respectiv așa ajunge planta într-o stare de stres. Nu uitați să vă asigurați că plantele de interior nu au luat dăunători din grădină pe perioada verii, înainte de a le reintroduce în casă. Same.